Anunțul a fost făcut de ziarul belgian La Dernière Heure, care a precizat că atacantul originar din Burundi a fost convins de către antrenorul ploieștenilor Mircea Retnic. Tchite, în vârstă de 31 de ani, este liber de contract din vara trecută, de când s-a despărțit de gruparea belgiană FC Bruges. În această dimineață, el urma să efectueze vizita medicală, urmând ca după aceea să semneze un contract cu Petrolul valabil până pe 30 iunie 2015. Fotbalistul a mai jucat în Belgia la Standard Liège, Anderlecht, dar și la Racing Santander în Spania. În Belgia, în 152 de meciuri jucate în prima ligă, atacantul a marcat 64 de goluri, în timp ce în Primera Divizion a reușit să înscrie de 25 de ori în 87 de partide. Cota de piață a lui Tchite este de 1 milion de euro.